Scandal la un eveniment al societății civile cu participarea ambasadorului Uniunii Europene, dar și a unor miniștri, câțiva activiști civici, dar și reprezentanții unor organizații neguvernamentale. Au criticat dur organizatorii Forumului Civic de monitorizare a implementării acordului de asociere Uniunea Europeană-Republica Moldova. Domnul ministru a vorbit foarte bine, este un diplomat iscusit, a vorbit foarte mult, foarte teoretizat, cu cifre, ceea ce în popor se numește foarte clar apșoară. Haideți să începem de la a așeza guvernul cu picioarele pe pământ și de a spune lucrurilor pe nume. Stimat guvern, ceea ce faceți dumneavoastră nu este integrare europeană, este imitare. Scuzați-mă, stimați organizatori, dar asta a fost o tentativă de manipulare. Da, deci vine societatea civilă, este o declarație care, scuzați, societatea civilă trebuie să muște, nu să lingă. Aceste declarații ling guvernul, nu mușcă. Scoateți-vă, rog, din birouri. Veniți mai des prin teritoriu, rapoarte, strategii, planuri și intenții avea foarte mari, cu realizări suntem mai prost. N-aș fi de acord cu calificativul că mimăm procesul de integrare europeană. Nu mimăm ședințele săptămânale a Comisiei Guvernamentale pentru Integrare Europeană. Vă place asta sau nu, dar hârtiile produc efecte imediate. Activiștii s-au revoltat pentru faptul că, deși reprezintă societatea civilă, ei nu au fost invitați la eveniment sau au aflat despre forum prea târziu. Se face o mimare și se pune în cârcă societatea civilă, precum că ea dialoghează cu guvernanții. ONG-ul Credo a venit cu un raport pe care chipurile că ar dori să-l prezinte din partea platformei. Au fost incluse niște proiecte de declarații. Și atunci noi, ca și așa numiții organizatori a acestui forum, care n-am fost informați despre acest lucru, ne punem întrebarea ce are această declarație cu platforma parteneriatului Estic. Eu, ca unul din organizatorii, port această responsabilitate pentru lipsa de comunicare adecvată. Îmi cer scuze pentru lipsa de comunicare, chiar vă rog să acceptați această scuză din partea mea dacă este o problemă din partea mea. Am primit invitația cu logo-ul Platformei Naționale a Societății Civile. Cred că ar fi bine de clarificat situația, ca fiecare să se simtă confortabil la acest eveniment organizat de Platforma Națională. Spiritele s-au încins și mai mult atunci când ambasadorul UE, dar și ministrul de externe, au părăsit evenimentul. Îmi cer scuze că îmi iau responsabilitatea pentru aceasta, dar din păcate am ceva de rezolvat legat de munca mea. Domnule ambasador și domnule ministru, pur și simplu, rușine. То, что вы делаете, это называется лицемерие. Просто лицемерие. И все. Лицемерие, воровство и попрошайничество со стороны этих так называемых организаторов. Министр. Ministrul Galbur și ambasadorul UE, Pirca Tapiola, au fugit după 30 de minute, după ce le-au fost puse câteva întrebări incomode. În loc să fie un forum adevărat, noi vedem discursuri unilaterale și oameni care nu sunt capabili să discute. Sunt foarte mulți, peste 100 de persoane care sunt prezenți aici. Deci este normal că există mai multe puncte de vedere. Urmează să găsim într-adevăr acele puncte de tangență și să dialogăm mai mult pentru ca să mergem în aceeași direcție. Pentru că acum mergem în direcții diferite și asta este rău, dezbinăm societatea Republicii Moldova. Trebuie să fim o societate unită. Evenimentul a fost organizat de către Centrul Național de Mediu împreună cu Credo și Platforma Națională a Forumului Societății Civile a Parteneriatului Estic, din care fac parte 60 de organizații neguvernamentale.